Bun găsit la interviul săptămânii, astăzi când vă propunem o întâlnire în exclusivitate cu noul păstor al comunității romano-catolice din Moldova, preasfințitul Iosif Păuleț, noul episcop al diecezei de Iași. 6 august 2019 rămâne un moment de referință atât pentru credincioșii romano-catolici din Moldova, cât, cu siguranță, și pentru cel care a început la această dată slujirea oficială în calitate de episcop. Consacrarea episcopală și luarea în posesie canonică a diecezei romano-catolice de Iași a fost un moment cu o încărcătură emoțională deosebită pentru preasfințitul Iosif Păuleț. Vă rog să-mi permiteți să vă felicit pentru noua misiune încredințată de Sfântul Părinte Papa Francisc și să vă întreb de la început cum ați primit vestea, când și cum ați primit această vestea misiunii speciale pe care v-a încredințat-o. Vreau să îi salut pe toți cei care ne urmăresc în transmisie la televizor. Vă salut pe dumneavoastră și vă mulțumesc pentru felicitare. Cât privește întrebarea care mi-a spus-o, eu am aflat în data de 25 iunie, era în preajma sărbătorii nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Mă aflam cu 2 zile înainte la hramul unei biserici romano-catolice, cea din Botoșani, care aparținea decanatului în fruntea căruia eram pus, decanatul de Bucovina. Și îndată după Sfânta Liturghie de acolo, înainte de a merge la masa de prânz, am primit un telefon. A fost telefonul surpriză. Suntem de la Anunțiatura Apostolică din București. M-a întrebat dacă eu sunt numele Păuleț Iosif, Părintele Păuleț, decan și paroh, și am spus da, sunteți chemat la Anunțiatură cât de repede posibil. Și atunci mă gândeam, știam că erau discuții, că așteptam de mult ca în fruntea diecezii noastre preasfințitul Petru Gherghel, după 41 de ani de slujire în fruntea diecezii, a cerut ca să se retragă la pensie și tot așteptam de câțiva ani. Și discuțiile care circulau între preoți, dar nu m-am gândit niciodată că o să mă aleagă pe mine să fiu în fruntea diecezii. Dar când am auzit telefonul, am început să intru la bănuieli. Și mi-am spus, am stabilit ziua în care să mă duc la Anunțiatură. Nu puteam chiar atunci, a doua zi, am stabilit ziua aceasta de 25 iunie. Intenționat am luat bilet la tren și m-am dus cu trenul ca să am timp în caz de propune ca să fiu în fruntea diecezii să mă reflectez și să pot da un răspuns care să fie cel mai bun după gândul și voința lui Dumnezeu. Și într-adevăr am fost chemat la Anunțiatură, am ajuns la București, am intrat în Anunțiatură și secretarul Anunțiaturii, domn Fernando, nunțiul nu era acasă, dar i-a lăsat scris secretarului ce anume să mă întrebe și în ce să constea dialogul cu secretarul. Și m-a invitat, mi-a spus, uite, Sfântul Părinte Papa te vrea episcop de Iași. Atunci m-a cuprins un sentiment de frică, cumva, De teamă, știu ce înseamnă să fii în fruntea unei dieceze, dar nu ți mi-a spus, nu trebuie să dai un răspuns pripit. Papa te vrea episcop de Iași, tu răspundem da sau ba, pentru că nu ne poate și nu ne obligă niciodată, chiar când noi numim pe cineva paroh sau într-o funcție, într-o slujire în biserică, trebuie să primim acceptul celui pe căruia încredințăm o misiune. Și așa a procedat și nunțiul, mai bine zis, secretarul nunțiului, gândește-te, și m-a trimis în capela Anunțiaturii să stau de vorbă cu cel care este șeful tuturor, adică Iisus Hristos, prezent în Euharistie. M-am dus,
m-am rugat, am cerut lumină de sus, de la Dumnezeu, și răspunsul final a fost da, cu ajutorul lui Dumnezeu. Doamne, dacă niciodată nu am spus nu atunci când am fost trimis de Tine prin superiorii bisericești, într-o parohie, într-o slujire sau alta, nici acum nu vreau să spun nu, pentru că dacă spuneam nu, chiar mă gândeam, m-ar fi mustrat conștiința, pentru că mă pregăteam de pensie. La finalul acestui an trebuia să ies la pensie, la vârsta de 65 de ani, și Duhul Sfânt a schimbat, se vede gândul, ce planurile pe care le aveam eu. Și spuneam așa, Doamne, dacă ies la pensie mâine, poimine, mă chemi la judecată în fața Ta, ce o să spun? Am voie să te fac episcop de ea și Tu n-ai vrut. Dumnezeu are cu fiecare un plan. Și am spus, accept cu gândul acesta și cu convingerea că Tu, dacă mă vrei în fruntea dieceziei de Iași, sigur mă vei ajuta ca să-mi pot împlini această misiune, atâta vreme cât voi fi disponibil să împlinesc întotdeauna voința Ta. Totdeauna am fost convins și sunt convins că cel care conduce biserica, cel care conduce destinele omenirii, nu este omul sau nu sunt oamenii, este Dumnezeu. De aceea cred că poate o să fie și o explicare a stemei pe care eu am ales-o și motoul de acolo, Tu solus Dominus. Tu singur, Doamne, ești Domn, Stăpân. Noi suntem copiii Tăi, suntem în slujba Ta și de aceea vrem să împlinim voința Ta și să facem ceea ce Tu vrei ca să facem fiecare unde Tu ne trimiți. Așa am primit vestea aceasta de a fi un slujitor. O să remarcați, eu o subliniez mult și chiar când am fost consacrat în cuvântul final, am subliniat mult acest cuvânt de slujitor, că suntem realmente slujitori ai lui Dumnezeu. Dumnezeu este Stăpânul, Tatăl, Cel care conduce toate în omenirea aceasta și cu atât mai mult în biserică. Am acceptat așadar, încrezător în Dumnezeu, această slujire în fruntea dieceziei de Iași. Pare atât de simplu, așa cum povestiți, dar în spatele acestei numiri despre care ne-ați vorbit, stă până la urmă o carieră, așa spunem noi la modul general. Stau mulți ani, peste 40 de ani de slujire, vă pregăteați de pensie, dar când a început drumul către acest moment 6 august, pentru că veniți dintr-o familie din Tămășeni Neamț și aș vrea să ne vorbiți puțin despre familia preasfinției voastre, despre părinți, despre frați, despre modelele pe care le-ați avut cu siguranță în copilărie și care v-au marcat. Da, provin dintr-o familie modestă, de la țară. Părinții mei au fost credincioși, în special mama, cum se întâmplă adesea. Mama este cea care conduce, coordonează problemele legate de religie, de legătura omului cu Dumnezeu, mai mult decât tatăl. Sigur, sunt și excepții. Dar mama a fost o femeie foarte credincioasă, practicantă. De mic copil, ea m-a condus la biserică, împreună cu frații mei. Nu știu dacă a fost vreo zi în viața ei în care să nu fi mers la biserică, la Sfânta Liturghie. Chiar atunci când erau două Sfinte Liturghii și în satul natal, fiind un sat mai mare, era Sfânta Liturghie și dimineața și seara. Era nelipsită și mereu, parcă acum o văd, Dumnezeu să o odihnească în pace, cu rozariul în mână. Rozariu, te n-am adus un rozariu, dar nu cred că toți cei care ne urmăresc știu ce este un rozariu. Este o rugăciune în cinstea Preasfintei Fecioare Maria, prin repetarea de mai multe ori a salutării Îngerului Gabriel, Bucură-te Marie, cea plină de har, dar nu vreau să explic acum această devoțiune mariană. Mama mea a fost o
credincioasă care a iubit-o foarte mult pe Sfânta Fecioară Maria și ne-a învățat și pe noi să o iubim, să o chemăm în ajutor și nu-i lipsea rozariul din mână. Chiar când mergea la câmp, la lucru, totdeauna așa mi-o păstrez în amintire cu rozariul în mână. Se ruga pentru familie, cu siguranță și cu diferite intenții. Iar seara ne adunam totdeauna în familie și spuneam această rugăciune, rugăciunea rozarului. Și ne-a condus pașii la biserică și de acolo am prins gust pentru cele religioase, fiind ministrant mai întâi, am amintiri multe, nu cred că este cazul acum să intru în prea multe detalii din viața mea când am fost ministrant, adică acel copil care slujește la altar și îl ajută pe preot atunci când se celebrează Sfânta Liturghie sau sunt alte celebrări liturgice. Am amintit, spun, frumoase din viața mea de ministrant, apoi părintele paroh, care se numea Klein Wilhelm și care a fost 22 de ani paroh în satul natal la Tămășeni. El a construit biserică, o biserică măreață, care sigur mereu a mai fost renovată, acum arată foarte frumos. Acolo, văzându-mă zilnic la biserică, ori de câte ori venea un preot străin, îi spunea, uite, pe ăsta vreau să-l fac preot. Și sigur, mi-a intrat în ureche, așa, n-am luat în considerare de la început, dar încet, încet, văzând că tot părintele insistă și m-a rugat lui Dumnezeu, îmi plăcea mult să ascult preoții când predicau. Era odată un preot care a făcut jubileul de 25 de ani de preoție și mi-aduc aminte că acum a predicat frumos. Vreau să fiu și eu așa, mă gândeam. Chemarea la preoție vine din diferite moduri. Dumnezeu lucrează surprinzător de cele mai multe ori când e vorba de o vocație la Sfânta Preoție sau la viața consacrată. Și așa, încet, încet, prinzând gust pentru cele religioase, am ajuns la seminar. Doream acest lucru, erau mai mulți candidați la un seminar atunci și între cei aleși am fost și eu, promovat. Nu spun că înainte de a ajunge în seminar se primea greu, era în vremea comunistă, când sigur că cei care conduceau destinile țării nu le făcea plăcere să aibă preoți, să fie preoți mulți, dar am fost totuși tolerați, am amintiri frumoase în privința aceasta a trăirii credinței, satul natal fiind un sat compact catolic și de fapt acolo în jurul Romanului se află mai multe comunități compact catolice și am trăit în acest mediu permanent. Ajungând, spun, în seminar, am urmat cursurile de pregătire până la final. N-am pierdut niciun an, pentru că am avut colegi când am intrat în seminar care aveau un an, doi sau trei ani de liceu. Statul nu aproba acești, nu recunoștea acești ani și au trebuit să o ia de la început. Cum e Preasfințitul Aurel, avea trei ani de liceu. Suntem colegi noi de seminar, de promoție. Avea trei ani de liceu și erau mai și alții, cu doi ani, cu un an, eu și încă vreo cinci, am fost numai cu opt clase și am continuat, n-am pierdut niciun an. Sigur, au avut avantajele lor, pentru că având anii de liceu, repetau acum cele mai multe din materii și aveau posibilitatea să se axeze, să învețe mai bine o limbă și așa mai departe. Dar am avut ambiție, ca să spun așa, și am reușit să țin pasul și să ajung la final cu ajutorul lui Dumnezeu. N-am decât cuvinte de laudă, de apreciere pentru ambientul religios în care am trăit în satul meu natal. Patroana bisericii noastre era Preacurată Fecioară Maria și este și acum. Credincioși, mulți, practicanți, devotați, așa că în acest ambient am trăit, m-am format și așa am ajuns la liman, așa am ajuns preot. Nu am precizat faptul că în familie suntem
patru băieți ca frați care trăim. Am fost 7 în familie, între care și o soră, dar 3 au murit de mici. Suntem 4 frați, toți băieți, 2 sunt căsătoriți și 2 suntem preoți. Mai am un frate preot care este la Câmpul Lung Muscel, în județul Argeș, și de mai bine de 30 de ani acolo. El pentru arhidieceza de București, am rămas pentru dieceza de Iași. Pentru că era o regulă în seminar atunci, când erau 2 frați în seminar, unul să meargă în arhidieceză și altul să rămână în dieceza de Iași. Ceilalți 2 frați sunt căsătoriți. Cel mai mare, cu 10 ani mai mare ca mine, și primul din familie, are 11 copii. Toți sunt la casa lor, că mulți se sperie acum, ce greu. Totdeauna a fost greu pentru o familie să aibă copii. Dumnezeu știe cum să ajute familia care se arată generoasă, să împlinească voința Lui. Dar sigur, aici este o problemă pe care numai soții o decid. Câți copii și când să-i aibă, dar cu simț de responsabilitate. Și este admirabil pentru această familie a fratelui meu mai mare, toți copiii sunt la locul lor acum. Tot 11 copii, ce vor face, cum se va descurca? Dumnezeu a avut grijă, s-au descurcat și se descurcă foarte bine, chiar spre slava lui Dumnezeu, pentru cum au știut să se ajute unii pe alții. Mă rog, Dumnezeu, dacă omul împlinește voința lui Dumnezeu, Dumnezeu știe ca să răsplătească, să ajute pe aceia care sunt deschiși pentru a împlini voința lui. Celălalt frate are 5 copii, de asemenea în familia lui, ca și în familiile noastre, în familia noastră, spiritul acesta creștinesc este la înălțime, încercăm să ne trăim fiecare cât mai bine vocația acolo unde ne vrea Dumnezeu. Dar vedeți, 2 copii pentru biserică, dați bisericii, și 2 copii în viața de familie. Sunt 2 vocații care se completează sau sunt așa de necesare în planul lui Dumnezeu pentru binele omenirii. El auzise ceva, dar nu a avut curajul să mă întrebe dacă te alege pe tine, episcop, ai auzit ceva? Nu. A fost discret în privința aceasta și nici eu nu puteam să spun, pentru că toate informațiile care erau sub secret pontifical. Deși știam că o săptămână înainte de a se publica numirea mea, nu puteam să-i spun, nici lui nu i-am spus, pentru că voiam să respect acest secret pontifical. Atunci când s-a dat publicități, atunci au aflat toți, mulți surprinzători. Au fost surprinși, cum am fost eu de la început, ca să fiu ales în fruntea diecezii. Asta a fost voința lui Dumnezeu și sunt gata ca să o îndeplinesc. De fapt, pe 6 iulie 2019 am aflat noi, sau atunci a atunci fost... Atunci s-a dat publicității, a fost numirea. Și atunci am putut vorbi deschis, da. Și toți s-au mirat. Un coleg îmi spune așa, păi ce am râs când am auzit, dar m-aș bucurat. Un coleg de-a meu. Da. Să spunem telespectatorilor faptul că ați fost pe rând vicar, paroh, director spiritual la seminarul din Iași și cel din Bacău, decan de Trotuș, decan de Bucovina în ultima perioadă. Deci au fost mai multe etape ale formării preasfinției voastre, care probabil că au rolul lor sau vor avea rolul lor și de acum încolo. Această formare, considerați că vă va ajuta în sarcina aceasta specială pe care ați primit-o? Cu siguranță că mă va ajuta și bănuiesc că acesta a fost motivul principal pentru care Papa Francisc a decis ca să mă așeze în fruntea diecezii de Iași. Sfântul Părinte Papa, eu am spus, vă aduceți aminte că știu că ați fost la liturghia consacrării mele, cineva mi-a spus că l-am laudat pe Papa și de aceea m-a pus episcop. Nu a fost acest, nu este adevărul, pentru că am spus-o atunci și o spun și acum, atunci când vorbeam frumos despre Papa, nici nu m-a văzut, nici nu m-a auzit, era în catedrala noastră de aici din Iași și era surprinzător când îl laudam imaginile, eu nu le vedeam că eram pe scena din fața Palatului Culturii,
De când spuneam că Papa are inimă largă, inimă deschisă pentru toată lumea, dar în primul rând pentru privilegiații lui Dumnezeu, care sunt săraci, necăjiți, bolnavi, îmi spunea cineva din rudele mele, chiar atunci pe ecran apărea Papa în catedrală, întreținându-se cu bolnavii. Au fost primii pe care a voit el să-i întâlnească oficial când a venit în vizita istorică în orașul nostru Iași. Și îmbrățișa pe bolnavi, îi binecuvânta, îi lăsa să știți care este modul de a fi al papei, această simplitate, această deschidere, această umilință, care de fapt toate sunt luate de la Hristos. El este modelul fiecărui preot, modelul fiecărui creștin, a fiecărui om. Dacă vrem să trăim cu adevărat și cu folos rolul, misiunea noastră pe pământ, trebuie să fim umiliți. Eu am spus-o de multe ori când am avut ocazie, umilința este greșit înțeleasă de mult. Spune a fi umilit înseamnă a sta cu capul în jos, a sta cu capul în pământ sau cu gâtul strâmb. Nu asta e umilința, sau a te lăsa călcat în picioare de toți. Umilința este o chestiune de adevăr. Cine sunt eu și cine este El? El cu majuscul, adică Dumnezeu. Că toți suntem copiii lui Dumnezeu. Și să recunoaște, a recunoaște că El este totul, Dumnezeu, iar noi suntem mici de tot, asta înseamnă a fi umilit și a te comporta în consecință. Dacă El este totul și tu ești mic și totuși mic sau nimic în fața Lui și totuși așa de prețioși înaintea lui Dumnezeu, de vreme ce pentru noi și pentru mântuirea noastră L-a trimis pe Fiul Său în lume. Ei, a recunoaște că suntem mici și El e mare, asta înseamnă a fi umilit. Și asta trebuie să caracterizeze viața fiecăruia, dar mai ales a celor care au responsabilitate în biserică sau în societate civilă. I-am spus-o și la consacrarea mea și chiar am accentuat acest lucru, că este important pentru cei care au de la Dumnezeu, că orice autoritate este de la Dumnezeu, au o funcție, o slujire în biserică sau în lume, leșa de bine să fie umiliți. Cum spune românul, mai place să-și vadă vârful nasului. Că dacă un om arogant, nimănui nu-i place, nici nouă oamenilor și nici lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, Biblia este împotriva celor mândri și celor smeriți le dă har, adică acelora care recunosc acest adevăr. Suntem mici, numai El este mare. Și dacă îl slujim cu iubire, ne simțim fericiți și îi facem și pe alții fericiți. Vreau să ajungem la momentul consacrării episcopale, la Sfânta Liturghie, în care Preasfințitul Petru s-a retras după 41 de ani, pe care i-aș spune i-a dăruit comunității romano-catolice de Moldova, peste 200.000 de credincioși astăzi în dieceză. Preasfințitul Petru a celebrat Sfânta Liturghie, v-a predat sceptrul, momente unice, momente istorice, aș spune. Cum v-ați simțit în rolul principal în această Sfântă Liturghie și atunci când ați preluat sceptrul de la o personalitate atât de puternică, așa cum este cunoscut Preasfințitul Petru Gherghel? Mulți m-au întrebat dacă n-am emoții mari înainte de... Am trecut prin multe în viață, tot mai în misiunea aceasta pe care chiar pe Sfințitul Petru, pe el l-am avut totdeauna în frunte, șef al bisericii, mi-a încredințat-o și am trecut prin multe și așa că n-am avut emoții. Mai mult au avut emoții alții. Spunea fratele meu, așa mari emoții avem și le era acolo. Da. Mai multe și bine că ai avut-o și n-am avut eu așa de multe emoții. E normal să fie ceva emoții, pentru că era momentul foarte important și atâta lume care urmărea această transmisie și în direct din catedrala noastră. Dar vreau să spun că am o considerație și un respect deosebit pentru Preasfințitul Petru Gherghel, pentru că de la început din seminar l-am avut ca profesor, apoi ca rector al seminarului,
după aceea ca ordinarius și ca episcop de Iași. Așa era conjunctura istorică atunci. Dar am o considerație deosebită și îi mulțumesc și cu această ocazie pentru tot ce a făcut el în fruntea diecezii noastre. S-au realizat lucruri admirabile, el fiind de la conducerea diecezii. A fost momentul istoric sau momentele istorice pe care le-a trăit, Dumnezeu l-a pus în fruntea diecezii noastre și s-au realizat lucruri frumoase și pe plan spiritual, dar și pe plan edilitar, pentru că n-am numărat câte, sigur, preasfințitul știe, câte biserici s-au făcut, dar și câte lucruri frumoase în trăirea credinței. Și ceea ce urește învățământul catolic din Moldova. Din toate punctele de vedere, da. A avut o misiune nu ușoară și nu în momente, chiar au prins momentele grele la începutul slujirii sale în fruntea diecezii, dar Dumnezeu l-a ajutat. Dumnezeu dă har potrivit fiecăruia, conform stării de viață. Și trebuie să-i mulțumim și să-i fim mereu recunoscători. Eu acum vin pe ceea ce Preasfințitul a zidit, a construit și de fapt alții înaintea lui. Nu mai spun de Preasfințitul martir al nostru, episcopul Anton Durcovici, care și-a dat viața și a fost și-a oferit viața totalmente, murind așa cum foarte mulți cunoașteți, ca martir în închisoarea de la Sighetul Marmației. Dar noi construim pe ceea ce au făcut alții înainte. Niciodată nu avem dreptul să dăm cu piciorul în ceea ce s-a făcut înainte, ci zidim pe ceea ce s-a făcut și continuăm să ne împlinim fiecare datoria cât mai bine acolo unde ne cheamă și ne vrea Dumnezeu.